Salutare, prieteni, și bine m-am găsit la un episod de Rush, Tomb Raider. Să continuăm. În episodul anterior am mai completat un mormânt, al treilea dintre cele patru pe care le avem pe această insulă. Am mai rămas decât unul singur pe care o să-l completăm în acest episod. Și ar fi vorba despre acesta care se situează un pic mai distanțat în zona în care ne aflăm noi. N-a fost foarte dificil până ne-am dat noi seama ce trebuia să facem. Hai să vedem până naiba ieșim. Noi acum, asta e chestia. Nasoală, o fi pe acolo, cred că pe acolo. Ui traseu, că văd o potecuță. Cred că mai avem undeva la două episoade. Să terminăm și cu părticica asta. Asta o fie treaba. A mai rămas o insulă, dacă nu înșel, sau două, nu mai știu, ia să vedem. Asta e completat, da, decât asta a mai rămas. Asta nu e așa măreață. O facem rapid într-un episod 2. Bun, hai să vedem cum urcăm noi pe aici. Bun. Bun, tate. Ma nu știu, pe aici o fi ieșirea sau pe partea alaltă? Cred că pe acolo. Cred că pe acolo, tate. Nu cred! Bro, really? Mamă, și cum a făcut? Bă, nu cred că mă pot prinde pe acolo. Asta e chestia. Nu știu dacă mă pot prinde. Mai încerc o dată, dar nu cred că merge. Și ar trebui să meargă asta. Ia. Nu merge. Oh, shit. N-am mai făcut. Deci nu merge. Nu merge pe acolo. Hai să vedem pe partea asta altă. Sau vedem, poate găsim și noi o ieșire. Deci nu prea cred că pe aici ar fi o ieșire, eu știu. Eu știu, tate, asta ne bagă mai înăuntru. Nu știu ce să zic. Ia, ar fi doar pe acolo, dar nu cred că pot. Ia. Nu, nicio șansă, tate. De ce? Cum naiba ies de aici? Pentru că viața e foarte grea. Foarte grea și amară. A, uite pe acolo, bă. Ia. Stai așa că am descoperit manevra. Uite că am găsit și campul. Ca să plecăm o dată din băgăuna asta. Bun, hai să ne îndreptăm. Asta ce e? Un coin cash. Mergem în campul ăsta, cred. Avem câteva cash-uri și pe aici, și pe aici, și o grămadă de challenge-uri. Avem și un skill point. Hai să-l și investim. Nici nu mai știu în ce să bag, tate. Silent killer. Hai să facem și asta, să fim aiștri la toate armele. Așa. Bă, la oricum eu n-am mai descoperit nimica. Văd că mai am astea două, dar nu știu de unde să le iau. Poate mai încolo le vom lua. Ar trebui să le luăm. Bun. Pestre Valinos. Mă, cred că să ne ajung undeva la 50 de episoade și jocul ăsta. 50 pe acolo. 45-50 de episoade. Nu mai țin minte exact primul câte episoade am făcut. Dar am făcut ceva. A,
avem aici un loading foarte scurticel. Nu durează foarte mult, decât vreo jumătate de oră. Așa. Bun, hai să luăm cash-ul ăsta prima și prima dată. Domnule cash-ianul ăla care e un pic distanțat așa și nu-mi place. După aia venim să luăm și... să cercetăm și mormântul. Din pe aici ar fi, dar nu cred că merge. Nu merge prin zona asta, mâncația și cura. Da, cred că mergem în mormânt. Nu știu aici ce e, aici nu cred că am fost până acum. Ia să cercetăm un pic și zona asta. Nu-i cumva turnul ăla pe care ziceam eu acum foarte multe episoade să-l cercetăm? Nu fi ăsta? Nu, aici deja am ieșit. Aha. Am înțeles, băi, tată. Cum stă manevra. Bombal de la. Bun, și mormântul ar fi aici, a? Ia. Bun, deja l-am găsit foarte izilianos. Hai să vedem și cât de greu este. Trebuie să mai găsim niște documente pe aici, mai mult ca sigur. Bun, văd că aici azi... Ia. Nu-i nimic. Mă, nu-mi dă chiar niciun documentos. Iar are ceva legătură cu apa, mai mult ca sigur. Și cum trebuie să mă arunc aici, oare? Holy shit. Da, bă. Vreau să văd dacă e ceva pe sub apă. Pare să nu fie nimic. Ba, uite acolo, e ceva. De pe partea aia, la altă. Acolo ar fi ieșirea, cred. Deși m-aș urca un pic să văd, poate găsim un document. Hai să ne urcăm. Pare să nu fie nimic. Pic. Da, și pe aici întoarcem înapoi. Bă, da, chiar nimic de timpi și lău, am urcat degeaba până aici. Poate cum ne stricurăm. Apă în partier. Vreau să văd dacă pot să trec pe partea aia de altă, dar... Nu, nu mă pot ufunda aici. Ori e prea mică apa, ori... I don't know. Deci putem să folosim asta ca să trecem pe partea aia de altă. Funea, bam. Dar nu știu cum să ajung eu acolo, dar... Vom vedea puțin mai târziu. Mamă. Some kind of burial chamber. Asta cred că e unul dintre cele mai complicate. Mamă, uite câte cranii pe aici, frate. Deja am găsit aici o relicvă. Basket made of silver. Certainly meant to be decorative, but someone's been using it to carry grain. Ce? Mișto, mișto. Hai să vedem ce trebuie să facem. Avem campul aici, bun. Uite și un document. Magnificent. Wow. I can use the other. Someone broke into this place in the dead of night.
filled their pockets with coin, turned over urns of oil and wine, and saw fit to show disrespect to all that are interred here. It shreds my heart to think that one of our own could be so callous as to desecrate this place, all for a momentary earthly gain. We must find a way to keep this place safe, even from our own brothers. Spool to get the raft closer to the island. Bun, hai să vedem. Deci probabil trebuie să ne aducem barca aici, folosim chestia asta, cred. Altfel nu ne putem urca în bărcuță, tate. Probabil trebuie să mă folosesc de asta, dar... Nu știu dacă pot să sar eu aici, să văd, e o manevră. Pot? Pot pe naiba. Țarul, bă, a dus barca. Nu vreau să cad momentan acolo. A, na, ce cu barca asta, mâncați, aș gura ta. Sor, a, de ce? Decisianus, băi, e destul de complication aici, am înțeles care chestie, numai că barca asta e handicapată, niciodată nu mi-a plăcut bărcile astea. Deci odată, bam. O dată de două ori, așa. Și acum? Ăla-i. Bun, am ajuns eu aici, dar... Trebuie să ajung prin zona aia. Cică. Uite încă o barcă acolo sau ce naiba? Ia pot să o trag un pic? Nice. Stai așa că abia acum începe adevărata. Nu, s-a dus, s-a dus. S-a dus barca, bă. Ce trebuie să ajung acolo? Probabil aici o să mai respawneze bărci. Sau ce se întâmplă? Nu, nu mai respawnează. Aia a fost singura, bro? Uite-o, bă! What? Un căcat o scute de acolo, că nici nu pot să o prind din ce văd eu. Uite, abia acum. Este ar fi să o ducem aici și să ne prindem de aia la altă. Aș zic dacă putem, pentru că aici e fix unde nu trebuia să fie. Aici e super nașpa, pentru că nici nu pot să stau... Ia uite-o. No, deci... Sau... Bă, și-am fost prins-o, bă. E greu, bă, e greu să nimerești aici. Dar aia e chestia, aia trebuie să facem. Aia trebuie să facem. Nu-i problemă, bine că m-a dat de aici. Nice. Hai. Hai că se poate. Nu se mai învârte, tate. De cât de aia trebuia să iau barca aia, trebuia să stări de acolo ca să vin aici. Altfel e nașpa. Da, bă. Barca asta n-are nicio șansă. Da, deci ar trebui să luăm barca aia din stânga. Și trebuie să sar cam de pe aici. Trebuie să fac un salt uriaș. Și acum să mă trag aici. Dacă poate, deși nu prea cred. Nu, nu a mers. Uite cât de aproape. Ha? Ba da, bă. Hai că a funcționat, e bine. E bine, tată, e bine, rău. Suntem forță. Și cred că cam ăsta a fost. Cred că l-am reușit din prima, nu-mi vine să cred. Bine, aproape din prima. Interesting. Did they embalm their dead? Sau încă nu s-a terminat. S-a plătat și mapa. Avem aici și relicvii, și documente, și ce vrem și ce nu vrem. Da, ăsta-i. Am ajuns. Cred că n-a fost chiar așa greu.
A fost cel mai ușor ăsta. Am dat seama foarte repede ce-i de făcut. În Katash. În Katash. Și ultimul. Chamber. Nimic. N-a zis nimic aici. Survival în sine, așa. Bun ăsta. Bun ăsta. Și am completat și marele mormânt. Forță. Și m-am blocat aici ca bou. De aici o chestie. Vedem că avem și un document. Și mai era ceva, da. Am unii documentul ăla. Bă, nu cred că e fix acolo. Really? Pe aici e ieșirea aia, dar să văd ce e aici. Cred că e o ieșire, tate. Da, 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 e ieșirea de... Da, manevră. Manevră. Dacă eu am pus astea. Ce să vedem cum luăm și documentul ăla în cavaș. Viața e grea și amară dacă nu luăm. Nu mi-ar trebui să mă lupi jumate. Nu am nicio barcă, asta e chestia nasoală. No. Ai scăpat enot. Multe decesuri, dar nu e problemă. Nu e problemă, ia să de mâine ne-a dat jocul, nu ne-a dat unde trebuie. Documentul ăla cred că nu-l putem lua decât dacă mergem iară pe partea aia. Da. Bă, și cum naiba, nu l-am văzut, deci nu pot să-mi dau seama. De ce nu l-am văzut toate? Deci nu pot să-mi dau seama, efectiv. Da, hai să mergem pe partea aia altă iară, mamă, mâncați-o și iar o să stăm o grămadă de timp. Dacă-l vedeam acum, mai stăteam. Trebuie să-mi iasă din prima, să nu ne încurcăm prea mult. Am iată, trebuie să mă duc pe scări, pe astea, ai lei. Este că nu am nicio barcă decât asta ar fi. Și crezi că o pot trage? Nu știu dacă pot de acolo să dau. Doar așa cred că o pot trage. Nu știu dacă ajungi. Ia. Ba, uite că ajungi, bă. Asta e singura manevră, tate. Ah! Hai! 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 Păi ceva! No! Nu! 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 Aaaa! Aștule, măte! Am scăpat de sări de pe barcă, bam, așa ca un asasin. Bun, încă o dată. Încercarea cu numărul 4. E nașpa că ne ia barca asta, uitați-o joie cum se ridică bărcuța. Zici că e gata. Nu. Deci uitați-vă și voi. De ce m-am prins de ceva? Uitați-vă ce bug e. Mare bug, mare bug și aici. Deci aici e un fucking bug. Mă, dacă pot să ajung aici, sunt forță. De aici aș putea nota, acolo nu pot. Print mai mare. Nu merge.
Uite, unde era document. Cum neva nu l-am văzut de prima dată, nu știu. But that does not make us barbarians. When our loved ones pass on, as far too many have, we treat them with respect. When we did not yet have a vineyard to produce wine, we washed the dead with lake water. When we lacked the looms to spin the death shroud, we wrapped our departed in skins and hides. We carried few coins with us. But now we forge our own, so that our blessed dead can pay passage to the next world. I only wish that the price was not so high. Bun. Ce documente am luat? Ești două, mama, mai trebuie unul singur, fraților. Unul singur. Unul singur și nu știu dacă e însemnat pe mapă, ia să vedem. Nu prea pare să fie, mai sunt multe relivii și serval cash, foarte multe. Bun, hai să mergem la camp. Putem să notăm și noi pe aici, așa ca toți oamenii. Așa. Și hai să mai luăm și niște relivii, niște chestii. Poate le luăm pe toate în acest episod, cine știe. Momentan hai să ne uităm unde ar trebui să mergem. Unde sunt mai multe. Și în partea asta e decât unul. Uite, aici ar fi două, deci hai să mergem acolo. Și s-ar putea ca ultimul document să fie în acel turn, pentru că turnul ăla nu l-am cercetat deloc și acolo cred că o să găsim și mural și alte chestii. Un loc din screen extrem de măreț. Suntem forță. Se vadă frumos. Se vadă frumos toate. Kish. Trebuie să sărim jos. Really? N-am urcat în turnul ăsta, guys. Hai să urcăm un pic să vedem dacă găsim ceva. Hai luăm și cash-ul. Mi-aduc aminte să fiu urcat aici. Cred că are legătură cu un quest ceva aici mai târziu, cred. Sau găsim ultimul document sau cine știe ce găsim. Hai să găsim ceva. Cred că îl pune așa, pur și simplu. Asta e că de aici... Aha. Manevră. Să nu fie nimic, adică să fie urcat degeaba aici. Nașpa. Trebuie să fie ceva șmecher. Să nu fie urcat degeaba. Eu nu cred că e nimic, să moară Gibi dacă e ceva. Ia. Nimic, bă. Ia să fie un document aici, eu cred că am urcat. Adică e imposibil să nu fie nimic pe masa asta. Mergem mai sus. O până sus, tate. Măcar să vedem un view. A la carte, uite ce am găsit. Super. Deci absolut nimica, tate. Absolut nimica. Măcar avem și noi unde asta. Ha.
Da, forță. Am pierdut timpul. Am pierdut timpul. Degeaba. Pare că avem și o misiune aici aproape. Ar fi ultima. Ia să vedem. Hai să facem și un quest toate. Da, unde o fi? Nu mai a apărut odată. Aici că ar fi un quest în apropiere, dar nu văd niciun NPC nimic. Nu fi cineva ascuns? Uite aici. Întreabă-mi orice femeie dragă și frumoasă. Jacob told me you've got a knack for exploring. There are more old places, tombs all around the valley. S-ar fi fain asta, să mă trimite sus în turn. Place there to frighten children. It's not superstition. Those places are dangerous, but they also hold relics of our former glory. Not just trinkets, but knowledge. I believe we need that wisdom now more than ever. A decade ago I'd have gone myself, but now I could use your skills. Vrei să-mi folosești skill-urile mele? The scouts tell me you've already been inside one of the old... Știi să luăm knowledge-urile alea? Avem deja 8. Hai, dăm și coinurile alea. Deci am, ne-a dat 80 pentru că am găsit 8 și ar mai trebui să găsim unul singur. Și cine știe unde ar fi? Cine știe unde ar fi? Uite, asta l-am luat deja. Dar mai trebuie să găsim un... unul singur. O să le avem pe toate. O să-l găsim, poate, cine știe, până la urmă. Colectăm toate porcăriile astea. Uite, găini. Trebuie să facem challenge cu găini. Nu știu exact care e treaba cu ele. Uite câte găini mâncați așa și gura ta. Și 10 experiențe. Văd ăștia că omor găini. Bă, unii cash-ul ăsta l-au băgat să moară Chibi. De ce nu strălucește? Deci dacă nu înseamnă pe mapă, ai cum să-l găsești, frate. Bun. Și mai e unul ăla de sus. Ăla-i tot jos, adică, nu? E sus. E sus, bă. Peștera asta deja am fost. Nu. Zbor, bă, găino. Bun. Am mai găsit aici încă un cheșan. În forță. Ia să vedem unde ar mai fi. Deci ar mai fi unul tocmai pe partea aia, mamă, de parte rău. Ziunea am venit, adică. What the fuck? Și mă trimite din nou. Bun. Mergem, tate. Mergem să luăm toate cheșanurile. Fain dacă le-am luat toate în acest episod. Nu mai avem timp vreo 10 minuțele. Deci mai luăm ceva cheșanuri. Nu e problemă. Deci facem și quest-ul ăla și mai e unul singur, cine știe unde trebuie să mergem. Să-l găsim. Sper să-l găsesc așa din greșeală, nu știu. Din nou, exotic animal. Ce să nu mă atace. Ăsta ce e? Challenge-ul ăla ar mai fi aici unul. Mă, e destul de departe, așa că mă duc până apoi la camp și îmi dau fest că acolo trebuie să urc sus pe munte și mă enervează. Să urcă destul de greu. Dacă hai să ne întoarcem înapoi, dăm un fest revelinos. Viața e grea și amară, e. Să mai termin quest-urile astea odată.
Ana, după aia o să fie easy pentru că nu o să mai avem foarte mult, o să fie mai mult poveste spre final. Deși v-am zis, dacă e să luăm povestea și astea secundare, mai multe părți secundare, mai mult am colectat artefacte, tate. Mergem aici rapid. Și mai avem o grămadă de colectat, adică. O grămadă. Și acest loading screen e forță. Forță pe felie. Nice. Asta e challenge. Așa mai fi decât ăsta. Un singur coin cash. Hai să luăm și pe ăla și cam aia a fost. Tot următorul să ne ocupăm de challenge-uri. Nu știu să zicem ce chestii ne mai rămas, deci challenge complete. Astea sunt challenge pe care nu le-am completat. Încă o misiune pe care tocmai ce am primit-o. Strongbox le avem, criptele le avem, relicurile le avem, un document, orarul le avem, două server cash, unul e acolo, nu mai ai un coin cash. Deci coin cash-urile nu prea îs. Deci alea trebuie să le găsim. Da, le găsim, nu e problema. Nu e problema, v-am zis. Deci multe chestii nu ne-au mai rămas. Cred că un episod pentru challenge-uri și un episod cu restul artefactelor. Și cu misiunea, da, cred că așa o să fac. Și următorul episod o să fie plin de challenge-uri. Depinde acum de timp, cum ne mișcăm. Bun, hai să luăm cheșanul ăla, care e destul de departe la naiba. Care e super departe. Nu știu până să mă urc, pe aici nu merge, nu mă lasă. Uite, bă. Asta nu l-am văzut. It's a riddle, but if I'm reading this right. Nice. Coin cash. Ăla e tate. Ia uite las. 2, 3, 4. 4 coin cash-anuri. 4 coin cash-anuri, dar chestia nasoală că nu știu cum ajunge noi acolo. Ăla e în partea aia, altă parte trebuie să ajung aici. Cred că de la campul ăsta era mult mai ușor. Nu știa să vă merge aici? Trebuie să meargă. Nu mă poprinde. M-a pus degeaba. Ana, ții minte că am putut prin colțul ăsta, de fapt. Da. Vedem dacă mai putem. Trebuie să putem. Hai, cu sărioara. Haide. Hai. Deci nu s-ar băga prin fereastra asta, trebuie să mă duc eu roată pe aici. Mamă, frate. Hai, cu sărioara. Mă, și ăla e fix acolo. Cum căcat ajung la coin cash-anul ăla? Că nu înțeleșen. What the fuck? E cel mai greu coin cash-an. Deci nu ai cum să ajungi acolo, fraților. Deci n-ai cum să ajungi. Toate astea-s blocate, frate. Cum căcat ajung eu acolo? Deja m-am îndepărtat super mult. Nu, că asta mă duce în partea aia la alta. Nu, de ce l-au pus fix acolo? I don't know. Mare că viața e grea. Ei, nici pe aici n-aș putea să mă bag.
E pe aici mâncața și cura. Uite unde era. Ascuns bine-s. Bine-s, rău a fost ăsta ascuns. Bun. Bun, bun, bun. Hai să luăm și pe ăsta, dacă toți suntem aproape. Ăla-i pe partea cealaltă. Cred că trebuie să ne urcăm aici sus. Păi sus și iar trebuie să mă duc roată, că pe aici nu pot să sar. Bineînțeles, nu mă lasă și eu. Cred că cel mai bine mă duc la campul ăla, frate. Decât să mă chinui. Sincer. Pe aici nu am cum, cred. Nu știu, e vreo intrare? Ceva? Pe aici, pe aici, ia să vedem. Forță. Nice. Da, cred că pe aici merge. O luăm acum la deal. Ia uite-l. Gata, l-am luat pe asta și închim și noi episodul, toate că e Jelianus. Da, prieteni, episodul următor o să facem challenge-urile și o să luăm și cash-urile astea. Ce m-a rămas? Unul singur, că m-a rămas. A, două și ăsta de lângă cripte. Bun. Dacă v-ați bunitat, dați un like, subscribe și un share. Iar ne vedem în episodul următoare. Toate cele bune. Respect. Pa, pa.